Salut, măi, și bine v-am regăsit la un nou minunat episod. Suntem pe serverul One Tap România Roleplay. Dacă vreți și voi să intrați, aveți toate detaliile în descriere. Băieți, tocmai ce se dă un jaf la Blaine. Mamă, ia uite-l pe ăsta. Tocmai ce se dă un jaf la Blaine. Se dă un jaf la Blaine și acum mergem către Blaine. Sunt aici împreună cu doi colegi de-ai mei, Amup și încă unul care, pe care i-am uitat numele. Salut, colegii. Salut. Wow, ce se întâmplă, mă, pe aici? Haos. Mamă, cred că a fost ceva din aia, cum se cheamă? Ceva bătălie cu mafia, nu știu. Aveți ceva informații de la Blaine? Ceva de la Jav? Colegii? Stai că trebuie să o las mai moale. Colegii, aveți ceva informații de la Blaine, de la Jav? Nu. Bun, mergem să vedem acum. Colegul nostru nu poate dispărut. Da, nu știu, vedem. Vine el la noi. A dispărut un coleg, lol. Dă-i uzi. Băi, ideea e că astăzi nu pot să fac live, băieți, pentru că trebuie să mă duc undeva. Dar vă promit că începând de mâine începem cu live-urile alea blanao. Am văzut că ieri pe live s-au strâns peste 700 de like-uri, bă, băieți, și vă mulțumesc din suflet. Chiar înseamnă foarte mult pentru mine susținerea voastră, băieți. Înseamnă foarte mult pentru mine. Mamă, sunt puțin cam răgușit. Sunt, nu știu cu cine am mai rămas. Am înțeles, ia uite-l pe ăla ce viteză avea. Nu știu cu cine am rămas în mașină. Cu polițistul ăla, UMP sau UMOP, nu mai știu cum îl chema. What the fuck, lol? Oh. Băi. Aruncă-l pe polițist, aruncă-l pe polițist. Dai drumul. Stai că e trimis de Dumnezeu, colegul, e trimis de Dumnezeu. Aoleo, hai, colegul. Am înțeles. Hai, colegul, dai. Hai cu noi acum, dacă. Ai omorât 3 comisari în Hristosul, măi. Bă, ușor, nu mai înjură. Aoleu, uite-l pe Ghost Rider. Gata. Verificați zona, băiți, ok? Verificați zona ca să apărăm să are sniper. Cred că are sniper, cred că are sniper. Ei, ușor. Ajutor! Mamă, what the fuck? Domnilor, calmați-vă, vă rog. Bună ziua. Bună ziua, ce se întâmplă aici? Mă împușcă! Ja, farmați se întâmplă, domnule. Bun, domnule. Vreau să știu câți ostatici aveți în bancă. Doar ăia doi? Sau mai sunt și alții? Aveam 3, dar unul a pierit de foame. Minte! Aoleu, păi cum adică, domne, nu i-ați dat de mâncare? L-am pușcat. L-am pușcat. Nu. Nu l-am pușcat, domnule. Băi, de ce miți? Băi. Băi, ușor, calmați-vă. Nu l-am împușcat, domnule. Verificat. Ajutor! Băi, taci! Colegul, negociază tu, o leacă puțin. O leacă puțin. Ok, mergem să verificăm camerele, băieți, pentru că asta este primul pas pe care trebuie să-l fac orice polițist, să verifice camerele. Bine, asta dacă nu sunt sparte și nu m-am informat, deci... Mamă, câți oameni sunt? Sunt 3! Ok, hai să vedem ce putem să facem, băieți. Dacă e să murim, murim. Doamne ajută! Așa, pot să vă dau... Bun, domnilor! Static? Stai, colegul! Bun, domnilor, fiți atenți cum facem. Vă dăm la schimb o sumă de bani pentru un singur static. Eu aș vrea altcumva, domnul. Cum? Cum? Nu vreau, ia vreau să mi-aduceți două mașini, se poate așa și vi-l dau. Ce mașini? Pe amândoi. De Ford, de poliție, dacă n-aveți suburbane. Domnul, am un o să și... facem toată posibilitatea să vă aducem două mașini. Daniel, ni dați acum pe loc? Unul ți-l dau pe loc și unul la sfârșit, domnul. Bun. Ca să rămân colegii, și ăsta-l mai eu, domnul, te duci. Am o întrebare. Vă place mașina? Trebuie să le aducem, hai să le aducem mașini. Hai să-l furăm noi o mașină de aici, că nu se supără nimeni. Care intră în case? Da. 1-6 care intră în case? Ce? Bă, tu l-ai auzit pe ăla, Da. 1-6 care intră în case, doamne, băi, n-ai mă cum. Deci a zis că două mașini. Acolo și nu pare să fie aibă sniper. Nu știu ce să zic. Bă, dar ce mașini rezistente au ăștia. Puternice, nu rezistente. Bun, ia-ți tu o mașină, mi-au eu o mașină, bine? Hai, ia-ți tu de acolo ca să nu mai pierdem timp. Ia-ți una care nu are bulletproof. N-are asta. Hai, dă-i după tine, Dă-i cu sirenă, cu sirenă. Așa. Bă, what the fuck? Băi, polițistul ăla e nebun rău.
Ce facem asta aici? Fiți atenți cum se face, fiți atenți cum se face, boing. Bun, domnilor, gata, v-am adus cele două mașini. Ajutor! Vă mai dăm acum o sumă de bani? Nu, nu am nevoie, domnule. Hai, du-te, dați ăsta acolo. Bun, înainte să scoateți doriți? o staticu, de fapt, că nu pe îl scoateți. Pe care îl unul care este bolnav. Ăsta cum mai eu, că ăsta, o mâncat. O mâncat fasole, domnule, și ne-a rupt. Ridică-te. Care ăla cum mai eu? Păi ni-l dați nouă să ne... Ni-l dați nouă să ne... Gata, nu, pe celălalt, pe celălalt. Nu mai, domne, că ne rupe asta la mașină. Ne rupe mașina asta, pe celălalt. Nu, luați-i pe ăsta. Hai, băi, ridică-te sus, n-auzi. Ăla în roz, ăla în roz, cu tricou roz, gen, aproape roz, aproape roz. Ridică-te. Nu, ăsta e alb. Biu. Dacă ăla e alb, eu mă împușc. Ăla e un alb roz, gen. E alb, da. Ieși afară, las pe ăsta, cum mai e. E roz, mai, nu e alb. Aoleu, băi, vino mă încoa, vino încoa, dacă mai scoți un sunet. Cheamă medicul, domnul. Controlează-l și îi dai drumul dacă n-ar nimic, coleg. Mamă, păi cred că vorba ta, îl controlezi. Colegul, ia controlează-l tu, că mi-e și frică să pun mâna pe el. Ai mi-o masă de care. Băi, omul ăla-i nebun, mă. Ia masca de gază, lor. Injecție. E de la cubile, domnule. Băi, dă-mă drumul ăsta să plece. Cu tot. Îi dau amendă? Dă-i naibii, dă-l să plece de aici. Aoleu, că ne împute, ne intoxic aici. Haideți, domnul, că trebuie la baie. Stai. Hai, vină încă cu mine. Unde? Vină cu mine, hai. Pe mine, adevărat. Hai, mamă, hai, du-te, hai, du-te la baie. Du-te cu el, du-te cu el. Băi, n-ai mă cum, episodul ăsta e Caterin Cărău. Bună ziua, nu. Bun, sunteți continuăm. Campali, domnul, ce s-a întâmplat? Nu, domnul, am râs acolo de n-am mai putut cu domnul. Bine, domnul comisar. Da, domnul, spuneți. Mai avem puțin noi și după... Cât săculeți mai aveți? În jur de 200, dar nu am vrea să puneți mașinile gen parcate cu spatele spre bancă. Cu spatele? Aha, ok, înțeleg. S-a spus în ca să vă facem loc, să aveți destul loc. Domnul, atunci pe dumneavoastră am ceva. A, da? Băi, băi, scoate-l mă pe ăla de aici. Scoate-l pe ăla de aici. Băi, te împușcăm. Uite benzinăria acolo, vezi care-i zaleta. Hai, fugi, nu te mai întoarci. Nu-l duce mă la benzinărie, că să-i până aia. Ar trebui să-l angajăm aici în poliție, că leșină-n sniperii, în caz că avem. Băi, sare benzinăria în aer mă, dacă-l băcăm acolo. Aflăm unde-i sniper. Băi, n-ai mă cum. Hai să punem... Dă-te mă la o parte mă. Aoleo, nu se poate, măi. Gata, domne. Domnilor. Colegul, mi-ai rupt picioarea. Altceva mai doriți? Acum mai îndă cineva un glonț, îți mort. Taci. Ia de aici. Domnul, dacă puteți să chemați un medic repede că s-a rănit. Mai are puțin picioare. Păi ce-a făcut? Ia și-a rupt piciorul. Lasă, domne, că dacă leșină, l-aducem noi. Mie mi s-a rupt piciorul. Avem vreo... Nu știu câți medici în oraș, niște medici care vin în maxim 10 domnul minute. Domnul Roșu nu merge cheia, domnul Roșu, să știi. Ia vedeți acum. Ce vreți, domne, să mutați mașina aia? Da, omul pe asta de aici. Păi da, de ce omul scole? Aoleu. Oh, 105 player și e cu tremur. Cu tremur! Domnii! Cu tremur, iar. Aoleu, gata, și-a revenit, a fost cu tremur din... am înțeles. Bă, ușor, stai mă că n-am vrut, stai mă, nu ieși. Eva să fie ceva de asta. Domnul, vine ăla în spate, vine Cernobâl în spate. Iar vine Cernobâl, băi, pleacă mă de aici că te împușcăm pe bune. Mamă, stai că te împuși pe une că te împuși. Băi, ăla-i nebun, bă, băiatule, bă, dar pleacă, bă. Îi trag la picioare, băi, n-ai mă cum. Bun, domnilor, cât saci mai aveți? Aproximativ 60, domnul, imediat se... Mamă! Dar problema ar fi că mașina din dreapta nu poate... Ia uite, vină cu mașina, domnul, nu se poftim? Păi dacă nu ne mutat, dacă nu ne deschid, descuie să... Nu, asta din stânga dată mă puțin mai în față, adică să avem acces la a doua. A, da? Păi stai așa că îți dau eu acces de tot. Da, hai, cheamă-l aici.
Du-te, bă, mașină la plimbare. Du-te. Așa. Mamă, ăsta nici portieră nu are, mă, băieți, nici portiere domnul, nu are. Domnul, ce faci, domnul? Da, domnul, ce-am făcut? Aia nu are benzină, domnul, ce facem aici? Care nu are benzină? Asta, domnul, ia dă-o mai în față, ia dă-o un pic mai în față. Asta? Ok. Da, 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 ia dă-o în față. Colegul ți-i ți-am dat? Dacă vă întrebați de ce am dat cu spatele, a fost să împing mașina cealaltă. Colegul percursionează-l tu să vezi ce are. No, no. Deci nu mă gândesc. Bun, băi, 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 gata, mă. Colegii, mai încolo dacă vreți să percursionați. Să-mi predați cheile de la mașină. Da, sigur, haideți. Domnul ăsta în albastru e cu voi, domnul? Veniți încă, domnul. Gata, domnul. Aoleu, ce... Ce-mi place poziția în care stăm. Vino ca să-ți dau amendă. Vă rog, vino ca să-ți dau amendă. Băi, liniște, mă, polițiștilor, mă. Ce naiba, mă, bă, scăpați-mă de ăla acum. Vino ca. Stai, că are o grămadă de arme. Nu, vreau acum să scăpați de el. Vino ca, asta în albastră. Duceți-vă. Hai să-ți dau amendă întâi. Vino după mine. Bun, domnilor. Da, domnul. Noi suntem pregătiți. Bun, domnul. Ce doriți să facem? Mâinile sus, măcar, domnul. Hai, bine. Dar măcar așa, domnule. Da, domne, poftiți arma de aici, ia. Nu îmi trebuie arma, dar... Bun, domnul, haideți. Deci aveți cu... Aveți... Colegul, ce face, domnul? Colegul. Băi, colegul, ce faci, mă? Ia să-i, mă, să-ți dau o palmă, mă. Băi! Aoleu! Hai dă-i una, că poate... Nu. Gata, domnul. Colegul, poți să fii puțin? Poți să fii puțin urgent. Nu! Stai așa că iar se... Nu știu ce, mă, iar a venit Cernobâlul. Ăsta l-am verificat amândoi și avea vreo 4 arme de calibru mare, oh, și acum le verific și nu mai are nimic. Ia vino colegul după mine. Ia vino cu asta, să-l verificăm noi mai bine aici. Să știu că trebuie să-i spawneze o mașină. Toate. Colegii, trebuie să urcăm în mașină, am înțeles. Trebuie să urcăm în mașină. Băi, pregătiți-vă voi de urmărire, frate. Urmărim, ok? Da. Să conducă unul, să conducă unul care nu are la v-ați prins, voi. Domnul, cu mine ce faceți? Dă-i, mă, drumul ăsta, nu știu. Confiscă armele și dă-i drumul. Du-te repede, condomul. Vino cu mine. Gata, domnul, spuneți. Gata, domnul, putem ieși? Gata, noi putem ieși, gata. Uite, ne punem aici în față. Pune-te în față să ne vadă. Vă văd. Gata, domn. Aoleu, dar asta să mă dau la parte că mie ca dumneavoastră mă călcați. Deschide și mie cineva. Vă deschide, vă deschide. Aoleu, băi, domne, păi ai zis că o sadicu nu mai vine cu voi. Aoleu, ce mă cel... Aoleu, domnul static, sunteți bine? Domnul static! Sunt aici blocat în mașină. Cum, domne, ați urcat la volan? Colegul, ești în regulă? Norocul dumneavoastră a fost că portiera aia. Doamne... Băi, a fost ca lumea rău, Jafu, mă, mie mi-a plăcut. A ieșit chiar Caterinca rău. Wow, foarte, foarte tare. Dar da, mă, uiți, cam atât cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut și nu uitați că mâine vă aștept de la ora 17:00 la un nou minunat live, mă, băieți, să facem acolo un roleplay fine, cum facem noi de obicei. Eu v-am pupat, mă, băieți, și ne auzim mâine la ora 17:00. Pa, pa!